În plin scandal al valizei cu informații despre Tel Drum și Liviu Dragnea, liderii opoziției au ajuns să se încaiere între ei. Fostul premier Dacian Cioloș a criticat în termeni duri PNL, tocmai partidul care l-a susținut pentru funcția de prim-ministru, și asta într-o pledoarie pentru nevoia de înnoire a clasei politice românești. Liderul acestei clase politice învechite este PSD, care nu are nicio dorință și nici știința să scoată România din sărăcie. Cu cât are un bazin electoral mai sărac, cu atât PSD-ului e mai ușor să le dea acestor oameni câte puțin, cu țârâita, păstrându-i într-o captivitate a sărăciei. Din păcate, o spun cu un regret, PNL se regăsește în această zonă a clasei politice vechi și refuză cu obstinație să se reformeze și să vină alături de noi într-un proiect de reformare profundă a societății românești. Un proiect cu accent pe bunăstare. Ei așteaptă să cadă PSD natural și ei să le ia locul. Experiențele din 1996 cu CDR și din 2004 cu Alianța Da ne-au arătat că nu funcționează acest model, a scris Dacian Cioloș pe Facebook. Președintele PNL, Ludovic Orban, nu i-a rămas dator fostului șef al executivului și l-a acuzat la rândul lui pe Dacian Cioloș că nu critică PSD pentru că a colaborat foarte bine cu socialdemocrații. Orban a mai afirmat că primarii PSD au primit resurse financiare importante în timpul guvernului Cioloș și că toți oamenii PSD din administrație și din companiile de stat au rămas în funcții în perioada în care executivul era condus de tehnocrați.